Ultima zi in Sri Lanka, ne gombo! Ce bine miroase! Marea catedrală din Negombo, care intră în pachetul turistic, am văzut și la cazare, era inclus în City Tour. Nimeni la ora asta. Ne îndreptăm spre centru să schimbăm ultimii bani din Sri Lanka. Am ajuns în centru, e o căldură inimaginabilă. People's Bank, banca fără comision. Am aflat și busul din Negombo spre aeroport 240. Ne-a spus că primul pleacă la 5:30. E bine. La fiecare 10 minute vine altul. Nu te intra voi pe aia, că-ți costă. Ok. Hai. Alunele. Un fel de macaroane dulci. Macaroane dulci chiar. Cartof. Am oprit la o patiserie comunistă și se numește Apple Cake. Coconut la orizo și limonadă. Coconut. Să întrebăm, nu? How much? 150. Am oprit la terasă la un coconut. Cum face și tot felul de mixuri de fructe. Coconut la mâine. 7. Oh, nice. Coconut cu lămâie, prima oară. Pește. Pește. Satul pescarilor. Cam mizerabil. Foarte mizerabil. Ca de obicei. Închisoarea din sezon. Închisoarea la 50 de metri. Lângă satul pescăresc. În față marele bazar de pește. Plus un mare teren. Hai să vedem unde e băgată închisoarea. Aici, în fund. Aha. Închisoarea pe apă. Aoleu, cred că putea pește. Foi de mine. Pute în ultimul hal, oricum. Mai ales pe căldura asta, 50 de oameni băgați pe cameră. Banane. Ne apropiem de fish market. Țineți-vă respirația. Dacă, să vedem dacă mai găsim ceva. La ora 2, doar hainele. Pește uscat. Mamă, și mirosul e de fish. Mama mia, frate. Simte bine că e pe nivelul 1, nivelul 2. Acum începe ușor să te ia de la intrare. Mama mia. E grosă. Nu prea mai e nimic din fish market. A, mai e. Nu chiar așa. Păvălă, mama, cu miros. Nu mai văd, am schip nu pe ăsta. Mama mia, cum miros.
Alo. 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 Unde am dat? În plaja localnicilor. Alo. Alo, Justina, alo. Alo, Justina. Încă mai sunt pe sișor. Mama mia, ce e aici? Mama, mi-a merit la cea mai jegoasă parte a plajei din Negombo. Uite cât plastic. E o mare problemă în Sri Lanka că peste tot se arde plasticul. Și când am mers cu trenul, miroseam continuu numai a plastic ars. Mai ales când speli lucrurile. Le pui curate și le iei și miros a fum. Mama mia, frate! Sri Lanka Paradise! Asta ca să pleci cu o imagine bună despre Sri Lanka. Mama mia! Hai să ne uităm. Pește uscat. Măcar ăsta nu miroase așa tare. Ce-am zis, hai că dăm de o plajă și dăm o mega baie, când de fapt am dat-o în... plaja peștelui uscat. Aha, de aici sunt de pește uscat. A, de aici se vinde, că uite, au și cântarul. Se ambalează pe sortimente. Făcute. Pești. Fileurile. Pe sortimente. Wow, cum arată ăștia. Zici că sunt șerpi ăștia. Până la urmă, în afară de gunoaie, poți să vezi ceva interesant în Negombo. Peștele. Peștele uscat. Procesul prin care se usucă. Wow. Mititei? Da. Da. Suntem conduși de cineva către ieșire. Ah, frumos! Thank you. Am ieșit cu bine. Deci mirosul de pește. Oh, yeah. Ah, ce bine, înapoi la aer, nu? Da. Cam asta e ce poți să faci în Negombo. Asta era una dintre activități, să vii să vezi mercado, piața de pește. N-ai cum să vezi că... miroși. Ia uite, să uite. Alt tip de pește, uscat. Hai că nu mai l-am văzut, zic eu. L-am văzut, ce să nu mai putem. Da.
am văzut, de-a tardeat.